Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou la un story time, după cum vedeți și în titlu. Da, după cum bine știți, când v-am spus povestea când am fost în Germania și cu mare parte cam ce am făcut pe acolo, ce s-a întâmplat. Acum o să vă povestesc cum am ajuns și în Austria, că după ce am plecat în Germania, apoi am plecat în Austria. Am zis să mai schimb și eu puțin. Bine că nu neapărat am vrut să schimb, dar a fost o chestie pentru că vroiam să iau cu un prieten cu mine, să-l ajut și pe el să meargă cu mine. El a zis că vrea să mai meargă, el mai fusese și el în străinătate, fusese în Germania la Sparanghel și a zis, bă, uite, aș vrea să mai plec și eu, și auzind că eu am fost în Germania, am fost plecat cu contract, mi-a zis, bă, aș vrea să mai plec și eu, știi, și dacă ai cumva și mai găsești un contract, aș vrea să merg și eu cu tine, că singur nu prea îmi vine, mi-a zis, nu prea îi vine să meargă. În fine, și am zis, bă, bine, hai că văd cum fac, dacă eu o să vorbesc cu ăsta și o să fac, să vedem cum e, dacă ce găsesc vreun contract, să plecăm împreună. Acum, i-am zis și lui fratii meu și fratii meu nu prea a fost de acord, a zis, bă, nu, dacă mergeam noi doi, era altceva. Și aparte chestia asta, nici nu am găsit, cum să spun eu, nu am găsit contracte ca să, atunci, la momentul respectiv, nu am găsit un contract ca să plecăm și toți trei cum ar fi. Avea ori nevoie de două persoane, ori de o persoană. Dar la momentul acela nu prea avea la contracte și pentru fratele meu a găsit pentru o persoană și fratele meu, el a plecat în Germania, în fine. El a plecat în Germania și am rămas eu cu prietenul ăsta al meu ca să prieten. Era un vecin de pe acolo și na, ne-am împrietenit, să zicem așa. Și acum așteptam ca să găsesc și eu un contract. M-am dus cu ăsta, am vorbit, zice, bă, momentan n-am contract. Avea niște contracte, dar avea la pădure. Și la pădure nu știu, nu prea n-am fost, nu fusesem și nu știam cum e. Și mai ales că avea nevoie de oameni cu experiență, care aveau experiență să taie cu drujba, să chestii din astea. Muncă de pădure. Și am zis, bă, nu, și aparte că nu mă pricepeam, nu știam să tai cu drujba. Bine că până la urmă învățam, dar era avea nevoie de oameni care aveau experiență în așa ceva. În fine. Acum, na, cât timp am așteptat, că na, de când am terminat contractul din Germania, pe undeva până noiembrie, pe la începutul lui noiembrie, na, am stat vreo câteva luni bune acasă și na, am stat și noi vreo câteva luni acasă, fără să facem nimic, fără să lucrăm, să nu știu ce, doar consumam banii și știți că na, orice fântână mai și seacă. Așa că, na, nu puteam să stau acasă, să stau degeaba. Și am zis, mă, până găsesc un contract de muncă, până îmi găsește asta un contract de muncă, m-am angajat undeva. Nu eram cu contract de muncă, m-am dus la cineva să lucrez, să ocupa cu tâmplărie, tot așa. Eu cum am lucrat în tâmplărie, am lucrat la cineva când eram la școală. Aveam 15 ani, 14-15 ani și eu lucram, după ce veneam la școală mă duceam și lucram la un om la o tâmplărie și mă pricepeam cât de cât cu tâmplăria. Și având un vecin acolo la mine, m-am dat în vorbă cu el, zic, bă, uite, aș vrea să găsesc și eu ceva de muncă așa, până plec, până găsesc chiar un contract în străinătate, să mai găsești ceva de muncă. Și asta mi-a zis, bă, eu știu un om la care eu am fost și am lucrat la el. De fapt, a lucrat la el, nu știu ce a făcut la el. A făcut niște chestii la el, n-a lucrat la el, nu știu ce. Nu mai țin minte care era combinația lui cu băiatul ăla. Și mi-a făcut cunoștință cu el și m-am dus la el și am spus, bă, uite care e treaba, eu lucrez la tine, dar tu să știi că eu nu pot să stau o perioadă lungă la tine. Mie îmi trebuie decât să lucrez pentru câteva săptămâni, o lună, două, nu știu cât va dura, că eu aștept să un contract din Germania și din Germania, un contract, aștept un contract să plec în străinătate, nu știam unde, nici măcar nu aveam habar unde plec.
Și zic, uite, nu vreau să te bazezi pe mine că eu o să stau mai mult timp aici. Și zice, bă, nu e nicio problemă, hai să vedem cum te descurci și nu știu ce. Mi-a zis, uite, pentru început eu îți dau 500 de mii la zi. Atunci erau banii vechi, mi se pare încă. Prin 2009 era asta. Deci eu în 2008 am fost în Germania, până la sfârșitul 2008, în noiembrie, am ajuns acasă. Am stat ce am stat, deci până la începutul 2009, pe undeva pe acolo, mi se pare că încă erau lei vechi, nu mai mi-aduc aminte exact, în fine. Și mi-a zis, bă, uite, îți dau 500 de mii la zi și ai și o masă. Zic, bă, e bine, e ok. Și a zis, dacă tu lucrezi și îmi place de tine cum lucrezi, o să-ți dau și mai mult. Dar eu o să-ți dau banii la fiecare săptămână. Și zic, e ok, nu e nicio problemă. În fine, m-a văzut el o prima săptămână cum lucrez, i-a plăcut foarte mult de mine cum lucrez, el făcea foișoare din alea frumoase cu acoperiș, ceva gen cum au făcut Tiberiu și Cornel, dacă majoritatea știți, numai că era rotundă și avea de jur împrejur avea bănci, bancă făcut. Frumos. Nu știu dacă o să dau depoze, o să le pun aici dacă o să dau depoze și ca să vedeți și voi. În fine. Și el mai făcea și leagăne. Și na, lucram la el în atelier și după aia mai plecam și pe teren, pe la oameni, pe acolo, pe acolo. În fine, nu despre asta vreau să discutăm. Și a fost foarte de treabă, a fost foarte mulțumit și după aceea, din prima săptămână a fost mulțumit de mine și apoi mi-a dat mai mult. Îmi dădea 600 de mii, 600, 700 de mii la zi îmi dădea. Că a văzut, i-a plăcut de mine cum lucrez, plus mi-a dat de mâncare, plus m-a ajutat cu multe chestii care mai aveam nevoie. De exemplu, m-a ajutat la scooter când am avut probleme cu scooterul. Dacă vă amintiți, am povestit odată pe live despre scooterul meu că îmi pierdea compresie și a trebuit să-i dau găuri în blocul motor ca să-i pun alte prezoane pentru că prezoanele alea se stricase filetul. Și am făcut alt filet și m-a ajutat el să dau găurile alea. În fine. Și acum mă sună ăsta după vreo câteva luni, că am stat la ăsta, am lucrat vreo 2 luni, mi se pare, nu mai țin minte exact, sincer să fiu, nu mai țin, că n-am mai dat nici de poze, că acolo după poze mai îmi dădeam seama. În fine, dacă o să găsesc poze, o să le pun, dacă e. În fine, și acum mă sună ăsta și îmi spune, bă, uite, am găsit un contract în Austria, dar e în agricultură, dacă vrei să mergi, uite, am găsit pentru mai multe persoane, el găsise pentru mai multe persoane și zice, bă, eu nu am decât pe cineva, pe vecinul meu atât, suntem decât 2 persoane, pentru că fratele meu deja a plecat și nu suntem decât 2 persoane. Zice, bă, e bine și 2 persoane, zice. În fine, acum îi spun lui ăsta, bă, uite, m-a chemat, dar eram chiar la el atunci, lucram la el, eram în ziua aia când m-a sunat, eram la el. Zice, bă, uite, acum a sunat ăsta și mi-a spus că mi-a găsit contract și că va trebui să plec. Era undeva pe la sfârșitul lui mai, ceva de genul, cam atunci era, pe la sfârșitul lui mai. Că eu până la începutul lui iunie, nu, pe 31 mai am plecat. Mai exact, da, pe 31 mai am plecat, mi-am luat bilet, mi-am luat rezervare pentru cu autocarul și am plecat în Austria. Dar, în fine, îi spun lui ăsta, zice, bă, nu e nicio problemă, dar dacă nu e bine acolo și nu te descurci și nu știu ce și ai ceva probleme, tu poți să vii liniștit aici, să te întorci la mine. Eu să știi că am nevoie și te primesc cu drag. Zic, bă, bine, dacă e ceva și nu merge bine, oricum ne mai auzim. În fine, nu m-am mai auzit, sincer să fiu, nu m-am mai auzit de atunci, de când am plecat, nu m-am mai auzit pentru că am fost numai plecat. O să vedeți voi pe parcurs, o să vă povestesc cum am ajuns și în Italia, dar momentan vă povestesc din Austria. În fine, mă duc la ăsta acasă, nu știu ce, stau cu el de vorbă, îi zic, bă, uite care e treaba, deci cum facem, cum nu știu ce, cât îmi dă, nu știu ce, l-am întrebat cât mă plătește. Mi-a zis, bă, vă plătește 5 euro la oră. Și parcă ne dădea și bani de mâncare sau nu mai țin minte. Nu mai, sincer să fiu, nu mai țin minte.
A, nu, 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 ne cumpăram noi mâncare, ne dădea 5 euro la oră, dar nu plăteam cazare. Nu plăteam cazare, nu plăteam curent, nu plăteam nimic. Dă mâncare, ne luam noi, dar nu plăteam cazare. Acum mi-aduc aminte bine. În fine, am vorbit cu ăsta, am făcut pentru contract, am fost și cu vecinul ăsta al meu, ne-am pregătit. Da, cu o seară înainte vorbeam și cu, că uite acum mi-a adus aminte, o să vă pun și o poză aici, dacă vă mai amintiți de Messenger. Da, uite, aici vorbeam cu fratele meu cu o seară înainte, deci nu, de fapt cu 2 serii înainte vorbeam cu fratele meu pe Messenger. Cine își mai aduce aminte de Messenger? Cum era Messenger-ul înainte, dacă vă mai aduceți aminte ce mai vorbeam pe Messenger? Cu, na, îmi făceam foarte mulți prieteni și astea. Și după aceea a venit ziua să plecăm, nu știu ce, ne-am îmbarcat, am ajuns ne-am dus cu ăsta cu autocarul, am făcut cam aproape 2 zile, nu, cam o zi și ceva am făcut pe autocar. Plecasem seara, da, am plecat seara târziu, sau nu mai știu, a, nu, am plecat dimineața și am ajuns a doua zi dimineața, deci am făcut cam 24 de ore, ceva de genul. Sincer să fiu, nu mai știu exact, dar o să vă arăt și poze. Uite, aici am plecat, aici e când am plecat. Aici e când am plecat, da, ăsta era o motocicletă care o văzusem eu și am pozat-o acolo. Da, era pe 31 a 5 la ora, uite, la ora 3 eram, deci noi plecasem de dimineață, dar aici eram undeva prin, nu mai știu. Sincer să fiu, nu mai știu prin ce, oricum eram până Timișoara, aproape de Timișoara eram. Undeva aproape de Timișoara. Nu mai știu exact. Da, aici deja plecasem, că acolo eram în pauză, de aici deja plecasem și da, plecam cu Atlasibu, plecasem, în fine. Aici deja ajunsesem în Viena, era dimineața de vreme, da, uite, am făcut cam 24 de ore, mai puțin de 24 de ore am făcut. În fine, aici ajunsesem în Viena, deja. Nu, am făcut cam, da, am făcut 20, nu știu, cam 24-30 de ore. Ăsta era vecinul cu care plecasem, ăsta cu telefonul în mână. Și ăștia mai erau alți români care ne-am întâlnit cu ei pe autocar și ei mergeau tot acolo cu noi. Nu mai știu dacă am plecat cu ei împreună de acolo sau din localitatea de unde trebuia să plecăm. Dar știu că ne-am întâlnit cu ei și am... Aici eram în Viena, ajunsesem deja în Viena. Eu știam cât de cât germana și știam să mă descurc pentru că na, în Austria se vorbește tot germană. Aici eram, da, deja ne lăsase autocarul și aici eram, deja ajunsesem la Barăci. Că a venit cineva după noi, n-a venit patronul, a trimis pe cineva după noi să ne ia. A trimis cu un motocar din ăla, cu un furgon din ăla mare, a trimis să ne ia de acolo. Astea erau barăcile în care dormeam noi. Da, ăștia erau ceilalți prieteni români și era tot de la mine din oraș, dar eu nu-i cunoșteam, că eu cum eram, ieșeam, dar eu aveam gașca mea, cum s-ar zice, nu... În fine, aici erau mașinile parcate la ăștia, erau mașinile la cehi. Că acolo când am ajuns, ca să vedeți surpriza, când am ajuns acolo, bă, m-am gândit, na, ajung în Austria, ajung și eu, na, sunt austrieci. De unde? Când am ajuns acolo, erau cehi și slovaci. Că cehii, practic, erau puși de patronul ăsta ca și șefi, erau ca un fel de șefi acolo și ei ne spuneau ceea ce trebuie să facem, ce avem de făcut și alte chestii. În fine, aici, astea erau toate barăcile în care dormeam noi. Uitați și voi cum erau aliniate, da? Ne pusesem la fiecare poartă, ne pusesem paleți, pentru că, na, când ploua, se făcea un noroi, dezastru era acolo. Era dezastru acolo cu noroiul. Aici eram deja a doua zi de când ajunsesem acolo.
Asta era baraca unde, aici era băile, da, aici aveam baia, toaleta, unde făceam duș, ne spălam, dar să știți că era bine înăuntru, adică cât de cât erau condiții. Da, o vedeți voi pe din afară așa că arăta urâtă, dar înăuntru era ok. Aici eram tot în curte la patron, unde dormeam, unde aveam barăcile. Aici deja eram la muncă, deja eram, curegeam, la început ne-a băgat să curățăm piersicii. Nu știu, mi se pare că le tăiam din frunze, din ramuri, din care erau prea lungi și mai dădeam jos din fructe. Unde erau fructe prea multe, le mai dădeam jos, pentru că pomul nu putea să ducă toate fructele alea și automat noi trebuia să le mai eliminăm ca să se poată să se coacă bine. Asta făceam noi în Austria. De aici eram pe câmp, printre pomi, așa, în fine. Și am ajuns acolo, după cum v-am spus, și erau cei slovaci, ce să înțelegi cu ea, că nu prea înțelegeam. Câțiva erau care, foarte, foarte puțini erau care vorbeau germana și puteam să vorbesc cu ei. În rest, nu era niciunul. Patronul, cât de cât, că nu vorbeam chiar atât de bine germana, dar vorbeam în așa fel încât să mă înțeleagă și să ne înțelegem. Înțelegeam cât de cât. Când era vorba să, eu știu că patronul ne dădea furgonul, ne dădea furgonul lui ca să, microbuzul, că avea un microbuz mare de vreo, cu, nu mai știu, 8, 9, 12 locuri, nu mai știu câte avea exact. Și când trebuia să cerem microbuzul, lumea mă trimitea pe mine, pentru că eu știam să vorbesc germană, știam cât de cât să mă descurc și să vorbesc. Și când trebuia că el acolo, când am ajuns, na, noi nu prea aveam bani așa. Bine, eu mai aveam, dar majoritatea nu prea mai aveau bani. Și na, ne-a zis patronul că dacă avem bani, putem să cerem bani înainte, în avans, dacă avem nevoie să ne luăm de mâncare, nu știu ce, și ăștia mă trimiteau pe mine să îi cer bani, pentru că niciunul nu se descura. De fapt, mergeam cu ei împreună și îi spuneam, pac, uite, trebuie atâta, lui ăla îi trebuie 100 de euro, lui ăla îi trebuie nu știu cât, nu știu ce. Și bineînțeles că patronul scria acolo undeva și când lua salariul, îi retrăgea banii, practic lua mai puțin cu 100 de euro, cât depinde cât împrumuta fiecare. Dar să știți că cu mine a fost foarte de treabă patronul, chiar a rămas uimit. Pentru că, na, lucram când lucram pe câmp și ăstea și după aia când veneau, când mai veneau persoane noi, de exemplu, mai veneau români, când veneau români, patronul venea după mine și mă lua pe mine, pentru că dacă eu știam să vorbesc și germană, știam să vorbesc germană, mă lua pe mine și să le vorbesc, să le explic la ceilalți care veneau, ceilalți români, le spuneam, bă, uite, ăstea sunt cointainele, tot ce trebuia să fac acolo, ăstea sunt cointainele, aici dormiți, aici vă spălați, după aia dimineața, eu știu, trebuie să mergeți pe câmp, vine și ne ia cu microbuzul, că venea un austriac care ne ducea bine, era un austriac, mai lucra și cehii care erau, un singur austriac avea care era acolo, restul erau cehi și slovaci și, bineînțeles, români. Majoritatea români, adică unguri. Dar să știți că mă înțelegeam bine cu ei. Cu mai aproape toată lumea de acolo mă înțelegeam bine. Mă înțelegeam bine și cu cehii și cu slovacii. Mă înțelegeam foarte bine cu ei și ei la fel se înțelegeau foarte bine cu mine. M-au apreciat foarte mult. Acum nu că mă laud, poate, na, multă lume ce au ce să laudă și asta, dar sincer să vă spun că de asta contează foarte mult să te comporți bine cu lumea, să-i saluți, să, oricum ar fi el, dacă el se comportă urât, lasă-l în pace. Tu trebuie să te comporți așa cum trebuie să te comporți. Dacă el așa consideră că trebuie să comporte urât, asta e, ce să faci? Dar tot timpul e bine să lași loc de bună ziua, să te comporți frumos, să vorbești frumos cu lumea. Pentru că ai foarte mult de câștigat. Și într-adevăr, eu am avut foarte mult de câștigat pe chestia asta. În fine, și le explicam la toți ăștia noi care veneau români, le explicam, bă, aia trebuie să faci, trebuie să faci aia și bineînțeles că eu cât stăteam să le explic la aia, eu deja ziua de muncă mi-o pierdeam. Dar patronul, că de-aia, la sfârșit, mie tot timpul când că mă lua de câte o, cred că până cât am fost acolo, cât am lucrat, vreo 3-4 zile m-a luat așa, deci nu a fost, n-a fost că am lipsit foarte mult, vreo 3-4 zile
am lipsit doar că mă chema când mai venea persoane noi. Și na, trebuia să le explic, trebuia să chestii de genul. Și lipseam cam toată ziua, lipseam, că na, odată ce trebuia să stau cu ei să le explic, nu mă mai ducea înapoi pe câmp, că na, nu venea ăla doar pentru mine să mă ia de pe câmp și să mă aducă și pe aia să mă reducă mă ducă înapoi în câmp. Venea decât mă aducea acolo la barăci și le explica la aia. După aia eu stăteam și îmi făceam, îmi vedeam de treabă, stăteam pe baracă. În fine, și când luam ziua de salariu, vedeam că mie zilele alea nu mi le tăia și zic, ia uite bă, ce mișto. Și odată, vedeam că majoritatea își luau zile libere ca să stea pe baracă, să se odinească, că dacă aveai nevoie de o zi de odihnă, nu zicea patronul, bă, nu. Dacă tu vrei și nu vrei ziua respectivă, nu vrei să ieși la muncă, bineînțeles că trebuia să spui cu o zi înainte. Nu vrei ziua respectivă să te duci la muncă și vrei să te relaxezi pe baracă, o, eu știu, poate nu te simțeai bine sau nu știu ce, nu puteai. Și aveai nevoie de odihnă, nu era nicio problemă, puteai să stai pe baracă liniștit. Acum eu nu știu cum i-am ales ziua aia, că mi-am ales propriu o zi chiar super. Adică super, în sensul că atunci când mi-am ales, că am zis, bă, hai să-mi iau și toată lumea așa zi liberă și numai eu nu-mi iau. Și zic, hai să-mi iau și o zi liberă. Și am zis la patron, uite, aș vrea să-mi iau și o zi, bă, aș vrea să stau și o relaxa. Și zice, cum, nu, nicio problemă, stai liniștit. Și mi-a dat ziua liberă pe baracă. Și ca să vedeți că după aia începuse să plouă. În ziua aia ploase, de fapt, în ziua aia ploase, seara până dimineața, încă și dimineața. Și mai ne scotea pe ploaie la muncă. Bine, că dacă ploua toată ziua, nu ne mai scotea la muncă, dar dacă ploua doar puțin dimineața, așa, și ploua foarte puțin și după aia se oprea ploaia, te scotea la muncă. E, și pe ăștia i-a scos la muncă, mamă, și erau, veniseră uzi, fleașcă, cu pelerinele, că bineînțeles că ne dădea și pelerine de ploaie, deci nu ne scotea așa. Și, na, fiind după ploaia aia, te udai și veneau ăștia morocănoși, așa, plouați și vai de ei. Bineînțeles că când era zile din astea ploioase, nu lucrai chiar toată ziua. Lucrai doar, să zicem, câteva ore. În fine, i-a adus la baracă, nu știu ce, și când a venit luna de plată, am văzut că ziua nu mi-o lase. Deci a rămas uimit, pentru că mie ziua aia, chiar dacă mi-a dat-o liberă, la alții le-a tăiat ziua. Când le dădea zile libere. În schimb, mie nu mi-a tăiat niciodată, nici o zi de acolo de muncă, chiar dacă am fost liber sau am muncit. Nu mi-a tăiat niciodată ziua. Și a rămas uimit, zic, ia uite bă. Deci a fost super de treabă patronul cu mine. Și bineînțeles că m-a văzut și că eram băiat de treabă. Și când mă duceam să-i cer, eu știu, ori banii împrumut, ori microbuzul, el deja zicea, ce vrei, microbuzul? Zic, nu, de data asta vreau bani împrumut. Cât vrei? Păi atât. Ok. Și de fiecare dată când mă duceam să cer microbuzul, ce mic? Nu zicea niciodată da sau nu, că câr, că măr. Nu. Zicea, ia-l. Îmi dădea cheile, du-te și ia-l. Ia furgonul. Bineînțeles, eu nu aveam permis, că uite, că acum mi-am adus aminte, să vă spun și la început, când am cerut microbuzul, ca să încerci și noi să facem cumpărăturile, nu? După o zi, două, cât am stat acolo, două, trei zile, ceva de genul cât am stat, că noi am avut mâncare fiecare de acasă, dar na, ne-a ajuns pentru două, trei zile, na, nu ne-a ajuns mai mult. Și acum, na, să terminase mâncarea și am zis, bă, să încerc să ne facem și noi cumpărăturile. Și acum i-am cerut microbuzul la patron. Și ne-am dus noi toți românii, noi care eram din orașul nostru, ne-am dus frumos, ne-am îmbarcat, aveam pe unul, aoleu, ce mămâie era ăla, că ăla era chiar prost, nu avea niciun pic de sens de orientare. Șofer, șofer, dar era trâncănău rău. În fine, ne-am urcat toți în furgon, am întrebat așa pe ăia de acolo, bă, cam pe unde trebuie să o luăm ca să ajungem și noi la centru comercial, pentru că ne-a spus că în Cehia e mai ieftin. Eram la graniță cu Cehia și am luat frumos noi microbuzul, ne-am urcat toți acolo, dar noi fără nimic, să ne uităm și noi de unde am plecat, cum am plecat. Nu, noi am sărit ca nevlegi repede în furgon, în microbuz. Ne-am urcat cu plase, cu astea și am plecat. Dar am plecat așa, fără să ne luăm un punct de reper, bă, de unde am plecat, cum era. În fine, am plecat noi nu știu ce.
Mergem noi ce merge cu microbuzul. La un moment dat ajungem pe un drum, zice, bă, dar unde mergem noi, mă? Nu mai ajungem odată la graniță cu Cehia. Când? Întrebăm pe cineva pe acolo, uite, am vrea să ajungem și noi la graniță cu Cehia, să ajungem să numea Tesco, supermarketul ăla la care trebuia să ajungem noi. Și zice, păi ne spusese, întrebase un om pe acolo, un neamț, păi, oi, așa, dreapta, stânga, nu știu ce, zic, bine, îi spun ăsta, bă, iau-o pe acolo, iau-o pe acolo, nu știu ce, nu, bă, că trebuie să iau pe aici, ăla, și până la urmă ne-a făcut de ne-a rătăcit. Nu mă ascultase pe mine pe unde i-am spus să iau eu, nu, bă, că trebuie să iau pe aici, că nu trebuie să iau pe acolo, că nu știu ce, că nu știu cum. În fine, ne rătăcisem. Zic, bă, ce facem, hai, lasă-l naibii de... Deja pierdusem o oră de când plecasem de acasă, de la patron. Zic, bă, hai să ne întoarcem acasă, dă-o încolo de cumpărături, hai măcar să ajungem acasă. Acum ne ducem noi frumos, nu mai nimeream drumul către casă, că dacă noi am tot luat-o pe drumul stânga-dreapta, pe acolo, pe toate străzile, n-am mai nimerit drumul către casă. Și am luat-o pe un drum, pe un câmp. Zic, bă, ce naiba facem, mă, că nu e bine aici. Era un drum pe un câmp, dar era asfaltat. Că în străinătate sunt majoritatea drumurilor până câmpuri sunt asfaltate. Nu e ca la noi drumul cu pietriș, cu bolovani, cu astea, cum mai găsești pe la noi prin țară. Acolo majoritatea, foarte puține drumuri găsești neasfaltate. În fine, și am mers noi pe drumul ăla, tot mers, zic, bă, ce naiba facem, mă? Unde mergem? Că noi ne îndepărtăm, unde naiba ne ducem? Norocul nostru că am găsit un moș pe acolo și îl întreb, zic, uite, noi am vrea să ajungem la... Stai că nu mi-aduc aminte cum îl chema pe patron. În fine, i-am zis numele la patron și Werner Mayer, că acum mi-aduc aminte. Werner Mayer se chema patronul. Și zic, uite, vreau să ajungem și noi acasă la patron, că i-am spus că ne-a rătăcit. A început să râdă și ăla, că zice că ne-a rătăcit. În fine, ne ia ăsta moșul și zice că el ne explicase pe unde să o luăm, pe unde și era un pic cam complicat și zice, stați puțin, hai că vin eu cu voi. Merg eu înainte și voi mergeți după mine. În fine, i-am spus ăsta, bă, vezi că trebuie să mergi după ăsta, te ții după el și ne duce el exact de unde am plecat noi. În fine, ne ia ăsta, nu știu ce, moșul ăsta ne duce acolo, nu știu ce. Mergem după el, nu știu ce, ajungem în oraș de unde plecaserăm noi, dar noi știam intrarea din spate. Moșul ăsta ne-a adus la intrarea din față. Acum ne-a adus ăsta acolo și a moșul ăsta zice, uite aici, trebuia să vă aduc, aici stă. Zic, ok, mulțumim, i-a mulțumit foarte mult și moșul a plecat. Acolo lângă era și o școală. Acum zicem, păi să-mi bag picioarele, bă, pe unde trebuie să o luăm? De unde naiba am plecat noi și unde, că zic, ăsta ne-a adus în altă parte. Zic, să vezi că ăsta nu ne-a adus unde trebuie să ne aducă. De el, de fapt, ne-a adusese, dar noi, dacă nu ne-a luat niciun pic de orientare, nu nimic, nu știam unde suntem. Zic, bă, să-mi bag picioarele, să vezi că ne-am rătăcit. Zic, ăsta ne-a adus în altă parte. Cine știe la ce persoană ne-a adus, care Werner Mayer, că cred că sunt mai mulți pe aici. Și acum ce-mi vine mie în minte, bă, hai să-l sun pe patron, pentru că eu vreau să-l sun de la început pe patron. Dar ăștia au insistat că nu, bă, că nu-l suna pe patron, că ne descurcăm. Și așa și acolo, tot așa, zice, mă scuzați. Și așa și când ne-a adus acolo moșul, zice, bă, nu, nu-l suna, bă, ce ai, ne facem de râs, zice, cum naiba. Zice, hai că găsesc eu, găsim noi drumul. Și ne-am mai învârtit pe acolo așa, ne-am învârtit, nu știu ce ne-am învârtit, nu ne-am dus prea departe ca să nu pierdem punctul ăla de unde ne-a adus moșul ăsta. În fine, ne-am învârtit pe acolo, tot n-am găsit. Ne-am întors înapoi acolo. Zic, bă, hai să-l sun pe patron, că n-are rost să ne învârtim pe aici. Acum sun pe patron și spun, uite, așa, 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 nu mai știm să ne întoarcem înapoi. Zic, uite, suntem aici unde e școala, nu știu ce. Și a început să râdă patronul la telefon, nu știu ce, și zice, zice, hai că trimite acum pe cineva. Și a trimis pe unul dintre cei, după noi. Și după aia a zis ăla, mă, dar cum ați făcut să vă rătăciți? Păi, uite, am plecat fără să ne luăm niciun punct de refer. Și, în fine, după aia ne-a dus. Când am văzut noi, zice, ia uite, bă, să-mi bag picioarele. Noi eram chiar lângă el
Dar numai că ăsta ne-a dus în partea din față, nu ne-a dus în partea din spate. Și noi de unde să știm? Zic, ia uite bă, să-mi bag cele, ne-a rătăcit chiar aici aproape, nu știam unde să ajungem. Deci a fost de tot râsul, a fost de tot râsul. În fine, și a fost, să zicem, a fost chiar o peripeție care a fost, bine că a fost adevărat, că a fost și șoferul ăla, a fost tare prost. Că eu îi spuneam, bă, fă așa, dreci așa, nu, că fac eu cum vreau. Odată era să facem și accident cu el, cu prostul. Și să vă spun și că în Cehia, aici, în Austria, când am luat amenda, știți că v-am povestit că am luat amendă când aveam centură în spate. E, tot așa, ne duceam să facem cumpărături, deja știam, cunoșteam, dar ne-am dus cu mașina cu cineva, dintre cehi, da, cehi erau. Nu, de fapt erau slovaci ăștia cu care am fost. Și am fost cu ei cu mașina. Deja eu învățasem și slovaca, învățasem. Deja știam să vorbesc câteva cuvinte cu ei slovacă. Dacă erau numai slovaci, m-au învățat să vorbesc slovacă, cehă. Cehă, slovacă e un pic cam asemănător, doar că se diferă puțin. Cum e la noi, la moldovenii de peste Prut, că vorbesc într-un mod anume, și la noi românii. Așa e și între cehi, vorbește un pic mai altfel. Dar îi înțelegi dacă știi măcar una dintre ele, ori cehă, o slovacă. În fine, și am plecat cu ei la supermarket. Eram eu și cu încă două persoane în spate. Și nu aveam centura în spate, că na, ce știam noi? Că știind, nu știam că e neapărat obligatoriu să porți centură în spate. Când am ajuns la graniță, acolo era poliția. Ne-a oprit poliția, nu știu ce, ne-a cerut documentele, ci că vă dau amendă pentru că nu aveți centură în spate. Zic, dar cum să ne dai amendă? Noi nu știam. Nu, că nu ne interesează, că nu știu ce. Zic, uite, noi nu avem bani decât de cumpărături. Nu, că trebuie să plătiți amendă, sunați părinții să vă trimită bani, noi nu avem ce să vă facem. Zic, păi, dar nu am cum, n-au de unde să-mi dea părinții mei bani, nu ne interesează că faceți, cum faceți. Până la urmă a trebuit să plătim amenda, că nu ne lăsa să plecăm de acolo. Și apoi, până la urmă, am plătit amenda pe loc, am și acum chitanța, dar nu știu pe unde o mai am, sincer să fiu, că na, sunt atâția ani, sunt 11 ani de când am fost în Austria, de când am luat amenda asta. În fine, și a trebuit să plătesc amenda ca să puteți să încerci și, na, ne-am dus până la urmă, ne-am mai dus să facem și cumpărăturile cu banii care mai rămăsesem, na, că deja ne luase ăia, ne secase de bani. În Cehia erau coroane, așa se numeau banii lor de la cehi. Cehii aveau coroane, în schimb în Slovacia se foloseau euro, deci erau euro încă. Doar că în Cehia erau moneda lor, coroane se numea. Cine știe și a fost în Cehia știe cum se numesc banii aia. Și na, am stat toată stagiunea acolo, după aia a venit și fratele meu, pentru că fratele meu, el cum fusese în Germania, el își terminase contractul, nu știu care, cum, ce a făcut acolo. Și na, ca să nu se ducă în țară, mai avea nevoie de, că m-am dus și am vorbit cu patronul și a spus, uite, am pe fratele meu, dacă e nevoie să mai ai nevoie de un om aici, uite, l aduc și pe el. Și l-am adus și pe fratele meu acolo, asta și el cam vreo lună acolo a lucrat și el. Și a venit direct, nu s-a mai dus în țară, a venit direct în Austria și a lucrat cu mine. După aia am fost împreună în țară. Asta s-a terminat sezonul acolo undeva pe la sfârșitul septembrie. Da, undeva pe la sfârșitul septembrie, începutul octombrie s-a terminat sezonul. O să vă las și cu niște poze așa la sfârșit, să vedeți și voi cum era acolo. Patronul, când l-am văzut prima oară, patronul era dita mai animalul. El la viața lui a tras de haltere și de aceea era așa dita mai animalul, lat în spate, foarte lat. Dacă el a tras odată, a tras o remorcă cu o cisternă plină, a tras-o singur remorca, că trebuia să o agațe de la tractor. Și ca să nu mai stea să fuție cu tractorul, a tras remorca ca să o apropie de tractor. Avea o forță de fa, pentru că la viața lui în tinerețe a ridicat haltere
Și da, asta a făcut sport, foarte mult sport. A făcut sport de performanță. Și în fine, cam asta e tot cu Austria, oameni buni. Așa că o să vă las la sfârșit să vedeți așa un colaj de poze. Dacă v-a plăcut această poveste, aveam și mai multe de povestit, mai multe amintiri, dar sincer să fiu, nu prea mi le mai aduc aminte bine pe toate. Dar da, singure chestii că, după cum v-am mai spus, m-am înțeles foarte bine cu slovacii, cu cehii care erau pe acolo. M-am înțeles ce, foarte, foarte bine. Erau unele persoane acolo, slovaci, dita mai animale și fioroși, așa ziceai, mamă, să-mi bag cele, ăștia cred că sunt ăștia de, cum e ce, poți să, dacă vorbești cu ei, că practic că sunt șmecherași în ăștia și te ia la bătaie. De unde? Că erau niște oameni de treabă, niște oameni de nota 10 erau. Ți se părea că, bă, ăștia nu sunt prietenoși, dar de unde? Că erau chiar foarte, foarte de treabă. Chiar m-am înțeles foarte bine. Aveam unul care era, îi plăcea cam băutura, când se îmbăta, făcea cam urât la băutură. Odată era, ce odată? De câteva ori era să ia bătaie. A avut norocul cu mine că eu m-am, pentru mine nu l-a luat la bătaie. Pentru că, na, dacă era de la mine, din Argeș, și a zis, mi-au și zis slovacii, bă, dacă nu erai tu, noi îl băteam. Îl făceam praf aici și nu știa nimeni. Dar pentru că ai fost tu și tu ești un băiat cu minte, a zis pentru tine nu îl iertăm, cum s-ar zice. Odată chiar era să-l a venit după el în baracă și i-am spus eu, bă, vă rog eu nu faceți scandal, lăsați-l că e beat, nu știe ce zice, a doua zi își revine el și o să-și ceară iertare. Deci lăsați-l în pace. Zic, și după aia mi-a zis, bă, dar ține-l aici în baracă, că dacă o să mai iasă din baracă, eu o să-l bat. Mi-a zis ăștia. Dar o să-l batem, de, nu mai știe de el. Și în fine, am zis lui ăsta, bă, nu mai ieși din baracă, stai aici. Că ăștia vrea să te aranjeze. Până la urmă s-a pus în pace și s-a culcat. S-a pus somnul. Îi plăcea foarte mult băutura. În fine, cam asta e tot, oameni buni. După cum v-am spus, o să vă las, da, mă scuzați că mă repet, o să vă las niște poze ca să vedeți și voi. Dacă v-a plăcut această poveste, lăsați și voi un like, dați o distribuire să afle cât mai multă lume și stați aproape că o să urmeze și partea în care am fost în Italia. Dar va mai urma încă o poveste să vă povestesc că după ce am fost în Austria, am mai fost și încă o dată în Germania. Dar asta o să vă spun într-un episod anterior. Într-un episod următor, scuzați-mă, nu anterior, într-un episod următor. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați la acest canal și să ne vedem cu bine până data viitoare. La revedere!